Nici n-a ajuns bine să fie folosit că deja vaccinul produs de, la, uh, produs de AstraZeneca are probleme de, de comunicare, dar cu mai multe detalii. Uh, ni se alătură în direct colega mea, Tora Apetri. Bună dimineața, Tora. Ce se întâmplă mai exact? Bună dimineața, Andrei. CEO-ul AstraZeneca susține că unele probleme de pornire în lanțul de aprovizionare din Marea Britanie, dar contractul britanic a fost semnat cu trei luni înainte de contractul Uniunii Europene. Deci, cu Regatul Unit au avut trei luni suplimentare pentru a rezolva problemele întâmpinate. Iar primul contract semnat de Uniune a fost cu AstraZeneca. Asta este foarte interesant. Pe de altă parte, reglementarea din partea UE pentru acest vaccin este așteptată abia vineri. De la ce anume a pornit totul însă? Apogeul scandalului a ieșit la iveală luni. În urmă cu câteva zile, oficialii de la Bruxelles au avut un schimb de replici cu cei de la AstraZeneca, considerând inacceptabile întârzierile la livrarea vaccinului COVID-19. Tot atunci, liderii europeni au solicitat transparență la exportul în afara Uniunii a dozelor produse în interiorul blocului comunitar. Șeful AstraZeneca a ținut să menționeze într-un interviu că gigantul pe care îl conducea lucrează deja cu Oxford la un alt vaccin menit să se adreseze variantei sud-africană a COVID 19 care este semnificativ mai transmisibilă decât celelalte tulpine ale virusului.